estamos contentos con el trabajo de la primera parte. Suntem mulțumiți cu munca din prima parte. No tanto con la efectividad de lanzamiento del inicio de la segunda. Nu atât de mult cu efectivitatea în aruncare la a doua parte. Sobre todo en una situación de superioridad numérica que hemos conseguido muchas acciones claras de lanzamiento y no las hemos materializado. Și superioritățile numerice au fost clare, posibilitatea de arunca, dar nu s-au făcut gol. Igualmente, yo creo que el equipo tiene que demostrar que tiene que saber jugar estos partidos. Echipa trebuie să demonstrăm că echipa știe să joace meciurile acestea. Hay que valorar también el trabajo del rival que durante 60 minutos nos ha estado forzando al máximo. Valorăm și munca echipei adverse care 60 de minute a fost într-un meci bun. Llevamos en los últimos 4 partidos 3 victorias, un empate. En ultimele meciuri avem 3 victorii și un empate, un egal. Y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar a la gente, pensar que no ha sido nada la lesión de Alex Badea. Și acum trebuie să recuperăm pe accidentatele, sper să n-a făcut nimic Alex. Y preparar el partido contra Buzău. Și trebuie să pregătim meciul contra Buzăului. Suntem foarte fericite pentru punctele acestea pe care le-am câștigat. Ne pregătim foarte bine, muncim la antrenamente și muncim mai ales în apărare și sperăm că cu apărarea să câștigăm celelalte partide. Și suntem fericite, asta pot să vă spun. Sunt puțin dezamăgită de prestația mea din faza de apărare. Cred că aș fi putut să fiu puțin mai agresivă, dar în rest sunt destul de mulțumită. Am început destul de greu acest meci, s-a văzut, eram puțin, nu știu, mai moi decât de obicei, dar ne-am revenit și mă bucur foarte mult pentru că eu am încredere în echipa mea. În continuare nu suntem focusate să câștigăm orice meci, chiar dacă este cu o echipă de pe locul întâi, al doilea, chiar dacă este o echipă de pe ultimul loc. Vine meciul cu Slatina, care este foarte important pentru noi, iar noi vom da tot ceea ce putem să facem un meci cât mai bun și să fie punctele de partea noastră. Așa multe, un comentariu așa mare nici nu am. După prima repriză de început, foarte bun, vă 10 minute și o cădere inexplicabilă pentru mine și cu revenirea, repriza a doua, dacă mai aveam un pic de voință spre final de joc, puteam să ieșim bine din jocul ăsta. Eu oricum felicit fetele pentru 25 de minute de repriza a doua, care încă n-au încredere că poate să câștige cu oricine, mai puțin cu București și cu Vâlcea, putem face partide bune și să ne menținem acolo. Oricum, le felicit pentru repriza a doua. Avem un meci cu Slatina care cu totul și cu totul e diferit. O să fim atenți, o să facem în așa fel săptămâna asta să nu mai avem căderile astea care oscilante. Și eu sper să la ora meciului să fim toate întregi și să facem tot ce posibil să câștigem partidul.